Stai, nu-i problemă, stați așa. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Tânia cu profilul în an. Cristina, noi suntem buni prieteni, nu? Da. S-o știe toată lumea, spune pentru toți. Și acum profităm, în ghilimele, când nu e Ștefania. Spuneam, ieri a fost Ștefania aici. Te-au sunat, nu te-au sunat, o să aflăm. Așa, dar e important să trecem la lecții, că mâine ai treabă, da? Te rog. Determinați mulțimile A și B știind că îndeplinesc simultan condițiile. Mulțimile A și B, mulțimile se notează cu litere mare, da? Știind că îndeplinesc condițiile. A reunit cu B. Deci 1, prima chestiune. A reunit cu B, prima condiție, da. Și împărăm acolo 1, 2, 3 și 4. Deci reuniunea lor este mulțimea, așa vorbește. Reuniunea lor este mulțimea. Reuniunea lor este mulțimea 1, 2, 3 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 și 7. Reuniunea lor asta este. 2, a doua condiție. A intersectat cu B. Da. Mulțimea lor este numerele 2, 4 și 7. 2, 4 și 7. 2, 6 și 7. 2, 4 și 6. 2, 6 și 7. 2, 6 și 7, da. Iar A minus B. A minus B. Da. Mulțimile este formate din 4 și 6. Formate din 4 și 6. Cine sunt A și B, nu? Întrebarea este, cine este A și cine este B? Am nevoie de ajutorul tău, știi, da. Totdeauna. Întâi facem A reunit cu B. Da. Adică... Cine cere problema? A și B. Să aflăm A și B. Că nu le știm. Da. Și am zis eu să zicem A egal cu, să ne întrebăm, egal cu, deschidem acolo, da? Suntem curajoși până aici, da? B egal cu, și să vedem ce elemente punem. Ce elemente să punem în A și în B, încât după aceea, dacă facem reuniunea, să ne dea așa ceva, da? Dacă facem intersecția, să ne dea așa ceva, da. Și când facem diferența, să ne dea, să obținem elementele acestea. Atenție! Deci autorul nu ne mai dă mulțimile. Că până acum ne dădea de fiecare dată mulțimile și noi făceam reuniune, intersecție, diferență. Acum ne-a dat reuniunea, intersecția și diferența și aflați voi ce elemente puneți. Păi, în primul rând, reuniunea nu se poate face, deci trecem la intersecție. Deci nu se poate face când ai mulțime. Da. Da. Tocmai ne-a dat, ne-a oferit rezultatul reuniunii. În intersecție ce pune? Stai să vedem. Toate elementele comune. Deci, cum ai spus? Toate elementele comune. Comune, adică sunt și în A și în B. Adică 2, deci, 6 și 7. Le punem și în A și în B. Gata. 2, 6 și 7 le-am pus în ambele mulțimi. Numai așa vor apare la intersecție. Acum. 2 îl tai. 6 și 7. Da? Mai trebuie să decidem pentru 1, 3, 4 și 5. Mai avem 4 elemente să le distribuim. Că la reuniune le puneam și dintr-o parte și din cealaltă, nu? Bun. Te vreau? Acum, pe 4 și 6 le punem în... Nu, pe 6 le punem în B. Pe 6... Ia, mai uite-te odată tu. Intersecția așa este 2, 6 și 7? Da. Uite-te, uite-te în căițele, în da, condiții. 2, 6 și 7. În carte. În carte, vreau. Da, 2, 6 și 7. Și diferența e 4 și 6? 1 și 6. Hai, vezi, 1 da, și... Da. Deci, 1 și 6 este, da? 1 și 6, da. Bun, bun. 1 și 6. Nu, 6. 1 și 4. Așa, da. Cristina, adună-te. Bun. Eu-ți atentă, da? 1 și 4. Ce înseamnă în diferență? Ce înseamnă diferența două mulțime? Mulțimele care sunt în A... Dar deci unde sunt obligatoriu 1 și 4? În A. În A și nu sunt în B. Da. Deci le punem obligatoriu în A pe 1 și 4. Și A și sunt, da. Dar nu mai e reuniunea. Și la reuniune ia să le facem. Dacă ar fi așa, hai să facem reuniune. Deci intersecția e bună, da. A minus B e bun și hai să facem acum reuniunea. Da, e bine. 1, 2, 4, 2, 6, 7, 14. Pe 1 și pe 4 l-am rezolvat, da? Da. Cine mai a rămas?
3 și 5. Cum să punem noi pe 3 și pe 5? În B. Obligatoriu în B. Că dacă îl pui în A, când faci A minus B, în lângă 1 și 4 apare și 3 și 5. Deci nu ai voie să-l pui pe... Pe cine? Pe 3 și 4. 3 și 5 în A. Ci obligatoriu în B. Obligatoriu în B. 3 și 5. Și acum să facem proba, să vedem dacă am nimerit-o. Să vedem dacă e corect. Da. Adică facem reuniune, nu? Da. Ei, să vedem. Are unii cu B. Are unii cu B, egal cu. Cât trebuie să ne dea reuniunea? 2, 6, 7, 1, 4, la care adaugă? 3 și 5. 3 și 5. Te rog să urmărești dacă este corect. Când ne-a dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Și este corect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toate sunt aici. Da. Deci, am făcut bine la reuniune. La intersecție acum emoții. A, intersecție cu B. Se calcă cu cine? 2, 6, 7 și atât. 2, 6, 7 și atât? Și cât a fost pe dată în problemă? 2, 6, 7. Tare suntem. Și așa se va întâmpla la toate. Să vedem acum la A minus B dacă e bine. A minus B. B. E egal cu. Tot ce e în A și nu e în B. 1 și 4. 1 și 4. Corect! Corect! Deci ai văzut ce a făcut dacă ușor a fost șmecher. Ne-a dat reuniunea, ne-a dat intersecția, ne-a dat diferența și zice, cine sunt alea două mulțimi? Și noi am început să punem. A egal cu cine? B egal cu cine? Avem emoții, nu știam ce elemente se punem. Și atunci ne-am dus. Intersecția cea mai deșteaptă. De acolo plecăm. Intersecția înseamnă comună, adică 2, 6, 7 pune școală, școală. Și pe urmă, diferența. A minus B e 1 și 4. Adică 1 și 4 se găsesc în A și nu se găsesc în B. Deci 1 și 4 știm sigur ce să facem. Da? Și nu găsesc în B. Iar cine mai trebuie până la reuniune, îi punem în B. Ca la reuniune. Apoi da, exact ca la un în mai că sunt amestecate și apoi la... Că nu are importanță ordinea. Da. Deci într-o mulțime nu are importanță ordinea. Deci greșițele aceste greșițe au fost diferite de tot ce știe tu până acum. Da. Că până acum ți se dădea mulțimile, tu făceai reuniunea, intersecția, diferența. Acum ți-a dat reuniunea, intersecția, diferența și se zice, află mulțimile. Și mi-a dat un model cam cum ar putea să ne dea nouă la... Bine, o facem... Faci ce-mi spui tu, eu fac. Mai departe. Determinați mulțimile A și B, știind că sunt îndeplinite simultan condițiile și aici vreau să încep să fac. Tot la fel, da? Da. Aici faci tu. Da, da, că ai câștigat experiență și zici. Cine A reunit cu B. Așa. Este format din numerele 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3 și 4. B este 2, nu aparține lui A. Cum? 2 nu aparține lui A. 2 nu aparține lui A. Iar ce A intersectat cu B este egal cu 1 și 3. 1 și 3. Cine A, cine B? Începem. A egal cu B egal cu. Da? Și zicem. A egal deci cu. Și trecem la... mai întâi la nu aparține. Deci îl tăiem pe 2, pentru că nu aparține. 2 nu aparține, așa, da? Nu aparține. Pe 2 nu-l punem în A. Nu. Dar îl punem în B. Obligatoriu. Că trebuie să-l punem undeva, ca partea de unul. Da. Da? L-am pus în B. Da. Apoi ne uităm la intersecție și vedem că punem 1 și 3 în ambii membri. Neapărat. În ambele mulțimi. Ambele. 1 și 3 și 1 și 3. Iar din A reunit cu B a mai rămas 2 și 4, unde îl punem în... Dă-mi se diferență. Unde îl punem tot în A. Tu hotărăști. Pe 2 și pe 4 vrei să-l punem în A. Am putea să-l punem în B? B. Putea să-l punem da, pe, nu? Da. Că trebuie să apară... Da, dar avem odată. Atunci îl punem doar pe 4, pentru că pe 3 îl avem odată. Păi vezi. Numai pe 4 era în discuție. Și pe 4 nu se-l punem. În B. Îl punem în B. Da. Dacă îl punem în A, e greșit? Da. Bun. Eu tu zici în B. Eu zic în A. Ca să ne certăm un pic. Da? O pun în A. Și să facem. Și eu tot în A sau tot în B? Tu vinești cu B. Așa ai promis, da? Da. Tu zici, deci eu
prof a zis asta. Și tu aici pui pe 4, dar în hotărâre nu poți fi și în A și B. Atenție, ca să ne împăcăm. Tu ai zis, ca să fie treaba bună, să nu mai fie ceartă între noi, ai putea zis și în A și în B. Și, da. Dacă pune și colo colo, apar la intersecții. 4 ar apare cu 1-3-4, 1-3-4 și e greșeală. Deci trebuie să unul să aibă dreptate. Sau putem să aveam amândoi, cine știe. Bun. Deci aici, Cristina. Mergem pe varianta mea. Hai să facem proba acum. Are unei cupe. Are unei cupe. Egal cu. Ce să am pune la un loc? Adică 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 și atât. E bine, nu? Da. Nu e nimic. Nu e și perfect. Dar nu este asta deocamdată aici, da? Bun. A, 2 nu aparține lui A. E adevărat. E adevărat. Da. Și că intersecție să o facem acum. Da. A intersecție, da, cu B. Egal cu mulțimea? 1 și 3. Ia uite cât n-o da fi. Cât este intersecția? 1 și 3. Perfect. Am avut dreptate și eu, nu? Merg pe varianta ta. Îl știu de la mine și îl punem la tine, cu varianta ta. Hai să vedem. Și atunci, ce se întâmplă în varianta Cristina? Doiua, reuniunea să o facem. A, reuni cu B. Asta e varianta prof. Și acum varianta Cristina. Le scrim ca Cristina, ca să fie varianta să vadă toată lumea. A egal cu 1, 3. Așa. Și B-ul egal cu mulțimea. 2, 1, 3 și 4. În varianta ta. Și hai să facem are unii cu B. Are unii cu B, ar face cât? 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3 și 4. Este completă? Este adevărată reuniunea? Da. Este. Hai să facem, să vedem că în condiția a doua. 2 nu aparține lui ea. E adevărat că 2 nu aparține lui ea? În varianta ta? Nu aparține. Nu aparține. Perfect. Ultima condiție. Ai intersectat cu B. Ai intersectat cu B egal cu? Să nu găsesc intersectat. 1 și 3. Perfect. Sunt două soluții. Două soluții, asta. 4 putea fi, să fie pus fiina, fiinde. Da? Deci, nu am încurcat cu nimic lucrurile. Două soluții. Deci, răspunsul corect este din două soluții. Nu o singură soluție. Îl pui acolo și gata. O variantă este Cristina și o variantă e proful. Deci, învățăm că sunt și situații când ambele trebuie să luate calcul. Mergem mai departe, alte exerciții. Astea de unde știu, adică sunt reuniunea și intersecția să le fac normal. Și... Sunt date ele, nu? Da. Sunt date? Sunt date și doar trebuie să fac ca intersecția cu B și le... Nu e adevărat. Da, da. Determinați mulțumea, știm că sunt... Păi iar și aceeași poveste. Sunt condițiile date. Da. Da? Deci nu sunt date mulțimile concret, ci tocmai rezultatul reuniunii a intersecției și cine sunt ele. Te rog. Determinați mulțimile A și B știind că sunt îndeplinite simultan relațiile. A punctul la mic. A reunit cu B. Egal cu numerele 1, 2, 3. Da. Acestea nu sunt probleme de sine stătătoare. A și B împreună sunt două condiții pentru exercițiul ăsta, da? Deci A de unul cu B este... 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 6 și 7. 5, 6 și 7. Punctul B. Nu al... Cealaltă condiție, spune. Cealaltă condiție. A intersectat cu B. Da. Egal cu 3 și 4. 3 și 4. Deci autorul ne spune... A treia condiție. A doua condiție și mai... Mai că... avem cu două. Foarte bine. Dar e mulțime vită. Așa, zi. A intersectat acolade mulțimile 5, 6 și 7. A intersectat cu mulțimea. Cu mulțimea. Formată din elementele 5, 6 și 7. Și 7. Mulțime vită. Egal cu mulțime vită. Iar condiția a patra,
1 și 2. Mulțimea formată din elementele 1 și 2. 2 intersectat cu B egal cu mulțimea vidă. Egal cu mulțimea vidă. Cristina, acum asta faci și chiar tu, că vrei să spui că nu vrei să o faci, că deja știi să o faci. Credeam că ne dă A și B, dar trebuie să apare în interesant. Văd? Este o problemă în care din nou sunt necunoscute mulțimile. Deci, A pe egal primele cu... două le știu să le fac dacă aș fi doar ele, dar pe ultimele două... Stai să te vădă. Pe primele două cum le știi? Adică dacă nu ar fi pe ultimele două, aș fi putut să le fac. Am să spun că n-ai fi putut. De ce nu? Ia uite-te. Imediat. Dacă facem abstracție că astea de închipând că nu există, ai doar intersecția și reuniunea. Din intersecție ce informații ai? Că ce două mulțimi? A și B. Punem A și B egal cu mulțimea formată din 3 și 4. Da? Dar pentru reuniune mai ai, deci 3 și 4 le-am încadrat, că le-am repartizat și colo și colo, dar mai de distribuite elementele 1, 2, 5, 6 și 7, pe care nu știu să le pui. Deci te ajută celelalte condiții. Da? Dacă ai fost numai astea două, celelalte trebuia să le repartizezi cum vrei tu. Dar trebuia să le repartizezi ca la reuniune să se găsească, că ai avut foarte multe soluții. De aceea, autorul te ajută să selectezi pe acelea soluții și te îndrumă exact spre varianta cu A și B pe caroceria. Ce înseamnă că A intersectat cu 5 și 6 și 7 egal cu mulțimea vidă? Adică în A... Nu, e... Da. Bine, început bine, în A... A. În A, mulțimile formate din... Ce înseamnă intersecția? Elemente comune. Comune, da. Adică 5, 6 și 7 se găsesc în... Nu se găsesc. Că dacă s-ar găsi în A, ar fi la intersecție. Da. Și atunci la intersecție, în afară de 3 și 4, ar mai fi. Fie 5, fie 6, fie 7. Dar uite că e mulțimea vidă. Adică intersecția dintre A și asta, e mulțimea vidă înseamnă că n-au niciun element comun. Adică 5, 6 și 7 n-ai voi, niciun element din acestea nu se găsește în A. Nici 5 nu am voie să-l pun, nici 6, nici 7. Atunci le punem în B. Atunci le punem în B. Și obligatoriu, trebuie să apară la reuniune. Deci A intersectat cu, a intersectat cu mulțimea vidă, de mulțime vidă. Dacă? Nu mă refer că chestiile alea, un fel de definiții. Deci, intersecția a două mulțimi este mulțime vidă. Reuniunea a două mulțimi este aceeași... Stai, vrei mecanic. Eu sunt împotrivă. Am înțeles. Tu spui așa, intersecția este mulțime vidă. Nu, a intersectat cu o mulțime vidă este mulțime vidă. A reunit cu mulțimea vidă de A. Dar mecanic vă spui. Nu, eu știu sigur asta. Nu, bă, dar o știi ca o definiție. Păi nu așa. Nu așa, Cristina. Păi uite așa vă spun eu acum. Ok. Uite-mi, Cristina. A, dacă A e egal cu mulțimea formată din două elemente. 1 și 2, să zic. A reunit cu mulțimea vidă egal cu cine? Mulțimea vidă ce știi? Că n-are niciun element. Păi dacă A împreună cu nimeni, face asta. Face A. Egal cu 1, 2, adică egal cu A. Că dacă lui ai pui nimic, nu rămâne ea. Și apoi am înțeles. Păi da, așa trebuie înțeles. Eu o fac cu mult grijă. O fac cu multă grijă ca să nu înțelegi mecanic. Știi bine că sunt unul care mă revolt foarte tare pentru niște lucruri de astea definiții. Ca să le înveț, mă le uiți. Da? Deci, reuniunea ce înseamnă? Punerea la un loc. Adică și de colo și de colo, le pui la un loc. Adică păi, are unit cu 0? Cu nimeni. Are unit cu nimeni, ca să nu are nici pe 0. Nu are nici pe 0. 0 e un element. Au reunit cu nimic. Rămâne au la început. Da. Nu, că nu ne influențează deloc.
Adică, într-un fel, a plus 0. 0. Cum ar fi la adunare, e 0 adunat. Da? Nu influențează numărul. Iar a intersectat cu nimic, ce pui tu comun la astea două mulți? Nimic. Mulțime vede. Din motivul ăsta, a intersectat cu mulțimea vide, face mulțime vide. Iar a reunit cu mulțimea vide, face mulțimea a. Deci aceste două. Și la minus există? La a minus b? Da. Adică a minus mulțimea vide, cu cine este egal? A. A, păi vezi. Iar mulțimea vide minus a, cu cine e egal? Mulțime vide. Nu te slipezi pe care. Trebuie să înțelegi ce înseamnă diferența, trebuie să înțelegi ce vreau rămânea, da? Că atunci te descurci foarte bine. Mergem mai departe. Poate Cristina, că nu mai mergea. Nu știu dacă se vedea. Cristina, hai să continuăm ieșițul. Deci, faptul că a intersectat cu 5, 6, 7, ne spune autorul, nu puneți voi pe A în A pe 5, 6 și 7. Da. Atunci la intersecție ar avea ceva, ori spuneți, nu aibă nimic. Iar 1, 2 intersectat cu B face mulțimea vidă. Deci 5, 6, 7 le punem în B. Am pus, am hotărât, mergem aici. Hai să citește. 1 și 2 le punem în A. A, nu în B. Da. Dacă le punem în B, la intersecția n-ar mai apare mulțime vidă, ci ar apare 1 sau 2. 1 și 2, depinde dacă punem 2, deci neapărat 1 și 2 în A. 1 și 2. Ei! Cristina, acum ai șanse foarte mari. Deci, ia să facem probă. Am repartizat toate elementele, de la 1 la 7. Cred că sunt repartizate. Hai să facem proba, adică să verificăm dacă am făcut treaba bună. Ia să vedem, a reunit cu B. Verificăm, pur și simplu. Egal. Egal cu. 3. 4, da, 3, 4, 1, 2, 5, 6 și 7. 6 și 7. Sunt toate? E corectă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Și acum a intersectat cu B. Egal cu mulțimea? Egal cu 3 și 4. E adevărat? Da. 3 și 4, corect. Am. A intersectat cu B, nu cu B. Cu mulțimea 5, 6, 7. Zice, m-a intersectat cu mulțimea 5, 6, 7, egal cu, tu te uiți la A și la 5, 6, 7. Nu-i nimic. E mulțime vidă. Da? Egal cu mulțime vidă. Apoi. Ce mai avem? 1, 2. 1, 2. Reunit cu B. 1, 2. Reunit cu B. Egal cu... Intersectat cu B. Foarte bine, mulțumesc frumos. Intersectat cu B, deci asta era semnul. Uite-te la B și la 1, 2 și vezi dacă au ceva comun. 1, 2 și cu asta. 1, 2 este la... 1, 2 este aici, dar în B nu este 1, 2. Deci tot mulțime vide este. Deci egal cu mulțime vide. Este perfect, condițiile toate sunt verificate, am făcut o treabă bună. Ne-am verificat pur și simplu prin... după ce am găsit pe A și B, am verificat dacă condițiile sunt îndeplinite. Răspunsul corect este bine, A și B au fost bine găsite. Mergem mai departe, un an de ieșițiu. Mai întâi vreau să facem exercițiul acesta, că ne-a făcut în clasă și a zis că ne va da ceva de genul ăsta. Te rog. A egal cu mulțimea X aparținând... A mare egal cu mulțimea tuturor celorlalți. Și pentru care? Pentru care 4 mai mic decât X și mai mic decât 7. Deci cu alte cuvinte, strict mai mic, da? Da. Iar... Stop. Mai deci mic sau mai mic sau egal? La amândouă? Nu, doar la ultima. Aici și egal, da? Da. Deci, au e format din toți și cuprinși de, între 4 și 7. Poți să spui cu cine este egal, egal mai departe cu? 5, foarte bine, 6 și 7. 5, 6 și 7.
loc să le spună că e vorba de elemente 5, 6, 7, îmi spune că e vorba de elementele de la 4 până la 7, fără 4. Adică A egal cu 5, 6, 7. Atât. A egal cu 5, 6, 7. Păi da, 5, 6, 7. Bun, mergem mai departe. B aparține... Nu, acolo, da, nu aparține. B egal... Egal cu acolo, da. B egal cu mulțimea. Mulțimea. B egal cu mulțimea. Cu mulțimea formată din Y. B egal sau e B inclus? Cum zice? B egal, da. B egal cu mulțimea tuturor acelor X. Y. Da, mulțimea tuturor acelor Y. Da, mulțimea tuturor Y-cilor. Y-cilor aparținând în numere naturale. Da. Cu condiția. Cu condiția, acum până o bară. Y egal cu 2 ori X minus 1, unde X aparține lui A. X din A. Deci, Cristina, B-ul e format din toți Y-cii care vor rezulta, înlocuim pe X cu fiecare din element din A. Așa înțelegem. Ce zicem? Pentru X egal cu cine? Egal cu 1. Cu 5, că asta e. A, da. Nu mă refer că Y1, Y2, apoi egal. No, X A. Egal cu 5, rezultă Y1 acum. Da. Y1 va fi egal cu 2 ori 5 minus 1. A, așa, 2 ori 5 minus 1, care face? 2 ori 5, 9. 10 minus 1, 9. Deci în B, aici continuăm, egal cu 9, primul element care pune 9. Apoi, X1. X. Celălalt, al doilea X. X1 a fost 5, X2 poftim, că tot te zici cu 1 și 2, 3, tu neapărat, așa fac și eu. 6. Rezultă Y2. Y2 egal cu 2 ori 6 minus 1. Care face? 2 ori 6, 10 minus 1, 11. Adică îl punem și pe elementul ăsta, 11 găsit. Mergi mai departe. X3 egal cu 7, unde rezultă că Y3 egal cu 2 ori 7 minus 1, 2, 13, ești din 2 în 2. 13, da? 13. Am terminat de gândit. Am găsit și pe aia și pe aia. Mai am ce? Da? Bun. Deci, atenție. Nici pe aia nu ne-a dat-o concret, da. Dar ne-a dat o proprietate, că X-ii de la 4 încolo până la 7, fără 4. Nici pe B nu ne-a dat-o concret. Putea zică 9, 11 și 13. Nu. Zice, sunt acei Y, să știți cu proprietatea că sunt de forma 2X minus 1. Adică, de unde e X-ul? Din A. Am luat pe rând. X-ul egal cu 5 și am găsit pe Y-ul 9. X-ul egal cu 6 și Y-ul 11. X-ul egal cu 7 și Y-ul 13. Și cu asta am găsit pe cele două mulțime, A și B. Putea să fie drăguț să spun A egal cu 5, 6, 7. B egal cu 9, 11 și 13, dar nu a fost așa. Mai departe. C egal mulțimea formată din Z aparținând în numere naturale. Deci o altă mulțime. Mulțimea tuturor acelor elemente Z. Aparținând în numere naturale cu condiția că Z egal cu 2 la N, unde N este mai mic sau egal decât 3. Nu mai mic egal decât 3. Da. Dar poate, adică, da, nu. Dacă e mai mic egal decât 3? Poate fi numerele mai mic sau egal decât 3, 1, 0, 1, 0, 1, 2 și 3, da? Deci pentru noi egal cu 0, rezultă că Z1, hai zicem Z0, apropo din noi egal cu 0, Z0 egal cu primul element. Egal cu 2 la 0. Așa. Orice număr la 0, 1. 1. Și atât primul element. 1. Pentru noi acum egal cu 1. Z1. Va fi 2 la? Rezultă Z1. 2 la 1, care face 2. 2. Iată, 2. 2 egal cu... Doi egal cu 2, rezultă... Z2 egal cu 2 la 2, care face 4. Pentru noi egal cu 3. Egal cu 3, rezultă 3. Egal cu 3, rezultă Z3 egal cu 2 la 3, care face 8. Și iată 1, 2 și 8. 1, 2,
1, 2, 4. Am uitat să-l pun pe 4. 1, 2, 4 și 8. Puteam să spun 8 și 1, 4, nu are importanță ordinea elementelor într-o mulțime. Da? Altceva? 1. Condiția 1. Acum, niște cerințe în legătură. Da, cerințe. A egal cu cât? Cine este A? B egal cu cât? Cine este B și cine este C? Da. Condiția a doua. În paranteze, A rămâne cu B. Vreau să zic că se cer găsite A și B, A, B și C. Le-am găsit. Am găsit. Bun. Al doua cerință. A reunit cu B. Da. Și a reunit cu C. Și a intersectat cu C. Deci a reunit cu B. Să vedem cât este. Și a intersectat cu C. Hai te rog să facem reuniunea. Ne uităm la A și la B și facem reuniunea. Mai pe tablă că la mine e și 5, 6, 7, 9, da, deci 5, 5, 6, 7, la care adaugi 9, 11, 13 și 1, 2, 4, 8. Da. 9, 4, 8. Mă atât este, are da. Un lucru pe atât. Da. Iar ai intersectat cu ce? Te uiți la A și la C și vezi intersecția. Deci mi-a adăugat 1, 2, 4 și 8, ești tu. Poftim? Mi-a adăugat 1, 2, 4 și 8. Atât. Da, atât. Bine. Iar ala a intersectat cu ce mulțime vite? Facem mulțime vite, sigur. Terminat. Altă întrebare? Mai mult că da. B reunit cu mulțimea vidă. Deci să facem 3, da? Da. B reunit cu mulțimea vidă. Da. Egal cu cine știm noi? Deci în general. B reunit cu cu nimic? Cu nimic, face B. B. Răspuns fără să te mă uiți. La B și se face. Face B. Și ultima condiție 4. C intersectat cu mulțimea vidă. Da. Mulțimea vidă. Face mulțimea vidă, nici nu mai te interesează. Da? Face mulțimea vidă. Și atât. Și mai avem un test. Da. Dacă avea ce să le explice și mi-aș învăța, vedeam la facultatea de matematică. Da. Păi, da, mai aveți voi să vă uitați. Aveți să vă uitați, dar sunt mii și mii de copii care urmăresc pe prof online fără să vină aici. Sau acasă, dau peste lecțiile mele. Și acestea care le-am făcut astăzi, mâine va fi pe internet. Și o găsesc acolo, explicat așa. Sunt 800 și ceva de lecții. Până acum. I-am încercat să caut ultima lecție și nu mi-a apărut. Și nu ți-a apărut? O, probabil că nu am dat eu bine. Păi, eu am spus așa. Se dă pe Google Prof Online. Online, dăm pe prima... Prima pagină, unii video apicultură, da. Video matematică. Dăm pe video matematică. Se deschide o altă pagină. Da, apoi apar clasele a... Ați făcut și clasa întâi? Ei, tu te duci la fundații. Dacă te duci la fundații, așa este. Nu știu, n-a avut băiatul timp să le pune pe toate. Dar dacă dai pe video matematică, se deschide o pagină și pe video matematică apar 800 și ceva de lecții. Da? Și în dreptul fiecarei lecții scrie clasa la care e. Sunt și lecții de-a 11-a și de-a 4-a și de-a 5-a. Și tu te duci și cauți pe cele de-a 5-a. Da. Și acum găsești și lecția ta. Toate sunt lecțiile acelea în care participa tu. Și afli, te afli așa în discuție cu mine. Da. Bună, discuția asta acum va fi, este înregistrată, da? Te rog. 1. Scrieți mulțimea divizorilor lui 15. Deci mulțimea divizorului 15 de 15. Egal cu 1. 3. 5. Da. Și 15. 15. Ce sunt 1 și 15? Cum se numesc? Divizorii proprii. Improprii? Da. Da. Și ceilalți divizori proprii. Proprii. Da? Ăștia sunt divizori. Cum aflu mulțimea lor? Adică... Păi ăștia sunt. Asta e mulțimea. Da. Le-am pus într-o acoladă, gata. Mulțimea divizorilor. Da? Altă. 2. Calculați. Amic.
Mulțimea 1, 2, 3, 5 și 8. 1, 2, 3, 5 și 8. Intersectat cu mulțimea 0, 2, 4, 6 și 8. 2, 6, 0, 2, 6 și 8. 0, 2, 4. Și 4, cu nasul și cu mulțul. Deci e o supărare, da? Elementele comune sunt 2 și 8. 2 și 8. Și 8, da? 2 și 8, l-ai văzut foarte repede. Apoi. Mulțimea formată din 1, 2, 3, 4, 5 și 6. 2, 3, 4, 5 și 6. Minus 1, 3, 5 și 7. 5 și 7. 2 și 4. Deci punem tot ce e aici și nu este aici. Da. 2, 4 și 6. Facem 2, 4 și 6. Da. Punctul C. 4, 8 și 10. Ce? Mulțimea. 4, 8, 8 și 10. 10. Reunit cu mulțimea formată din elementele 2, 4, 6 și 8. Toate elementele comune sunt în felul următor. 2, 4, 6, 8 și 10. Poți să pui 4, 8 și 10 la început. A, da. Nu e nicio problemă. 4, 8 și 10. Și pe urmă te uiți din cealaltă ce n-ai, ce n-ai avut aici și completezi cu de-asta. Da. Deci, 2 nu l-am pus să-l punem acum, da? Da. 4 l-am avut, 6 nu l-am pus să-l punem acum și 8 este deja pus din partea cealaltă. Terminat. Asta e mulțimea formată din elementele. Ultimul punct. Da. Mulțimea formată din elementele 3, 4 și 9. Mulțimea din 3, 4 și 9. Reunit cu mulțimea formată din elementele 5, 6 și 7. Da. Și apoi reunit cu mulțimea formată din elementele 1, 2, 3, 5 și 7. 1, 2, 3, 5 și 7. Și acum facem reunirea. 3, 4, 9, 5, 6 și 7, 1, 2 și atât. 5, 6, 7 și 1, 2, da? Da. 3. Sunt toate, da? Dacă te uiți la un cap la altul, le prinzi pe toate. De acord. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor. Amin. 5, aparține, 0, 1, mulțime formată din elementele 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. Oare 5 se află aici? Nu. Fals. Mulțimea formată din elementele 1, 7 și 9. 1, 7 și 9. Este inclus. Deci mulțimea asta este inclusă. Ea se află în totalitate, da, în mulțimea. 0, 1, 6, 7 și 8. 0, 1, 6, 7 și 8. Fals. Este fals. Pentru că nu l-are pe 9. 9. Dacă l-ar fi avut și pe 9 aici, atunci toate erau incluse aici. Adică toate elementele, da, de aici le vedea și o parte aia. Deci e fals. 3 nu aparține mulțimii formate din 3 elementele 4, 7 și 11. Adevărat. Da, adevărat asta. Mulțimea formată din elementul 0 este egal cu numerele. Deci mulțimea formată din elementul 0. Deci, până acolo. Mulțimea formată din 0. 0 egal cu n numere naturale minus. Deci mulțimea numai din 0, închid, nu? Da. Este egal cu mulțimea n numere naturale minus n numere naturale cu steluță, diferit de 0. Egal cu mulțimea numerelor naturale. Cu numare, numare. Egal cu mulțimea numerelor naturale. Fără acolada. Așa. Numare. Mulțumesc. Minus n. Minus n. Da. Deci, mulțimea formată din elementul 0 înseamnă n minus n stea. Da. Adevărat sau fals? Fals. Trebuie să știi ce înseamnă el. Da, el înseamnă aparține numărul. Înseamnă 0, 1, 2, 3 și mai departe. Iar el stea. El stea. E format de la 1 încolo. Da? Și este adevărat că dacă din el scapi în stea, rămâne numai 0. Da, și este adevărat.
Păi, așa, e adevărat. E. Cum? 4 putere. Da. 4 aparține numerelor mulțimii formate din elementele 1, 2 și 4, intersectat cu mulțimea formată din elementele 5, 6, 2 și 1. E adevărat sau nu? Deci 4, dacă se află în intersecția acestor două mulțimi. 4. Dar cine este intersecția? Hai să vedem cine este intersecția. Păi, 1 și 2. Intersecția? 1 și 2, zici bine, da. Foarte bine. 1 și 2. Și acum, 4 aparține mulțimii 1, 2. Fals. Deci trebuia să facem intersecția și să constatăm dacă e adevărată sau e falsă. Mulțimea formată din elementele 12, 13 și 14. 12, 13 și 14. Intersectat cu mulțimea formată din elementele 1, 2, 3 și 4. Egal cu mulțimea bigă. Mai întâi facem intersecția, care dă mulțime vidă. Deci e adevărat sau e fals? A. Deci intersecția dintre asta și asta are un element? Nu. Nu, adevărat. Adevărat. Ce să mai faci o intersecție? Să vede clar. Știm ce înseamnă intersecție, elementul comun. Nu avem nimic. Punctul 4 amic. Scrieți elementele mulțimii D18. Mulțimea divizorului 18. Reuniri cu mulțimea divizorului 10. Așa. Egal. Ce înseamnă de 18? Adică să facem toți divizorii 18. 1, 2, 3, 6, 9 și 18. Și 18. Deci e bine? Adică 18 se împarte și la 1, și la 2, și la 3, și la 6, și la 8, la 9, la 18. Da, e bine. Și reunit mulțimea formată din cu divizorul 10, adică 1, da. 2, 5 și 10. Da. Și acum trebuie să facem reunirea. 1, da. 2, 3, 6, 9 și 18 cu 5, adică cu 5 și 10. 5 și 10, dar nu. Asta e reunirea. Punctul B mic. Da. Dați un exemplu de mulțime infinită. Da. Mulțime infinită. Care are, de nu se mai termine elemente. Finită e aceea care are până la un punct și infinită, da. Care e finită. Nu știu cum să zic. Are unic Nu, dă un exemplu. A egal. Care este exemplul cel mai la îndemâna ta de mulțime infinită? De la un... Mulțimea numerelor naturale. Da. Deci, ca exemplu, primul exemplu care îl poți da, mulțimea numerelor naturale, care înseamnă ce? 0, 1, 2, și mai departe. Da? 0, 1, 2, puncte, puncte. Nici nu știu dacă merită să mă opresc acolo vreodată. Păi nu, 2 ori N. Nu 2 ori N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dar toate numerele naturale. Da? Altă mulțime, un alt exemplu de mulțime, care are o infinitate de elemente. Mulțimea numerelor pare. Și apoi impare. Impare, multipli de 3, de 4, de 5, de câte vrei. Deci, iată exemplu, un alt exemplu. Mulțimea tuturor numerelor, hai să spunem A, egal cu toți acei X, cu proprietatea că X-ii sunt de tipul 2N, cu N numere naturale. Asta înseamnă că am găsit mulțimea tuturor numerelor pare.
Da? Alt exemplu. B. Mulțimea tuturor numerelor impare. Toți x-ii cu proprietatea că x-ii sunt de forma 2n. 2 ori 1. 2n plus 1. A, 2n plus 1, da. Da? 2n plus 1 cu n număr natural. Este și asta o mulțime infinită. Cât dăm lui el valori, altăția, câte valori noi le dăm, tot atâția x-ii o să avem. Cum el e în infinitate și mulțimea b. Și mai departe, găsim foarte multe exemple. Ce a spus autor? Dați un exemplu de mulțime infinită. Noi i-am răspuns, nu dăm mai unul, dăm câte vrem noi. Da. Foarte mult. Ce? Scrieți enumerare elementele mulțimii. A egal. Da. A egal cu acei x. A egal cu acei x. Cu acei n. Acei n, da. Pentru care? Nu. N natural. Nu pentru care. Aparținând unui n numere naturale. Deci A egal cu mulțimea celor numere naturale n. Da. Cu proprietatea. Naturale. Cu proprietatea că 6 este mai mic sau egal decât 2n plus 4 mai mic decât 40. Strict mai mic. Așa. Deci să găsim pe toate numerele naturale, dacă după ce le locuim să fie între 6 și 40. Și să le punem aici, să le enumărăm, să le găsim concret. Ia să vedem, dacă noi 1, 2 ori 1, 2 și cu 4 fac 6. 6. 6 e egal chiar cu 6. Nu vrea să fie chiar 6, ci de la 6 încolo. 2. 2 ori 2. 2 ori 2, 4 și cu 4, 8. Este 8 cu prezint de 6 și 40. Da. Deci, primul element, 2. Că noi pe noi, ăsta trebuie să-l scriem. Da? Da. 2 ori 3, 6 plus 4, 10 e bun. Deci și 3, și 4, și 5, și 6, și 6. Se vede dacă ne-am apropiat, 6 ori 2. 2 ori 6, 12 plus 4, 20. Mergem cu continuare, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, hai să vedem dacă ne-am apropiat. 14 ori 2, 60. 14 ori 2, 28. 28 și cu 4. 28 și cu 4, 32. 32, încă mai avem. Bun, și 14, 15, 16, și 7. Ia să vedem la 17, ne-am oprit la 17. 17 ori 2? 34. 34. Și cu 4? 36. 34 și cu 4? A, 38. 38. 38. 38? Ne-am apropiat. Da. Merge și 17, dacă mai merge 18. 18 ori 2? 36 6. 6, da? 36 și cu 4? 4 nu merge. Nu merge. Că nu e egal. Stop! 17. Ne-am oprit. Ce a spus autor? Scrieți prin enumărare, adică concret numărațiile, pe toate acele numere care, naturale, care au proprietatea că înlocuite acolo în relația respectivă să ne placeze în urma calculului, între 6 și 40. Și am răspuns de la 2 începând până la 17. Nu? Astea sunt numele pe care da. Le cerut. Mai departe. Determinați mulțimile A și B. Deci, cine care sunt? Care îndeplinesc simultan condițiile. Determinați A și B. Cine sunt acestea? Care să deplinească simultan condiții. Vă vină pe ei, dacă trebuie, trebuie să vină. Să o duci ceva la ușă? Nu, 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 să părăm. Dacă e 5 jumate, cât e ceasul? Mai avem 2 ani de fiță. Da? Nu-i venit niciunul. Bun. Revin îndată. Da, și că a venit fiecare. Deci A egal cu cine? A egal cu A reunit cu B. Amic. Deci A reunit cu B egal cu... A reunit cu B egal cu mulțimea formată din elementele M, N, A, V, C, D și X. M, N, A, B, C, D și X. B. B minus A egal cu mulțimea formată din elementele M și D. Da. R, C. A intersectat cu B
egal cu mulțimea formată de elementele A, B și X. Atât, da? Da. Hai să vedem. Având intersecția, repede încep. A și B le conțin pe acestea. Da. A egal cu B egal cu. Și le punem pe cine? Din intersecții, că sunt comune. A, B, X. A, B, X. A, B, X. Apoi ne uităm la diferență. Da. Și știm cu siguranță că M și D sunt în A. M și D sunt? În A. B. A. Ai zis B minus A, nu-i scris. Da. B minus A sau A minus B? B minus A. Păi B minus A înseamnă că M și D sunt în B și nu sunt în A. A, da. Deci M și D... Le găsim aici și nu le găsim în A. Iar A reunit cu B... Așa. Punem în... Ce ne mai trebuie să... Ce elemente nu sunt luate în discuții ca să apară reuniunii? A, B, A, B și X le-am pus. Da, M și D le-am pus. N și C. N și C. Unde le trebuie să le punem pe N și C? A. Neapărat în A, că dacă le punem în B, apar în B. Da. Deci obligatoriu le punem în A. A. Deci N și cât ține? N și C. Terminat. Și acum, ca să ne convingem că a făcut o treabă bună, verificăm. Adică, facem reuniunea. A reunit cu B egal A, B, N, C, M și D. Da. B. B minus A egal cu... Haideți. Haideți. Elementele care sunt în B, dar nu sunt în A, M și G. Iar C, A intersectat cu B, egal comune, elementele comune, A, B și atât. Da. Hai, te rog. 6. Determinați numerele naturale X, astfel încât mulțimile A egal mulțimea formată din elementele 3x, 6x plus 2 și B egal cu mulțimea formată din elementele 3x plus 1, da. 3x plus 2 da. Și 4x plus 6 să aibă un singur element comun. Deci, practic, ca să fie un element comun, ar trebui ca unul de aici să fie fie ăsta, fie ăsta, fie ăsta. Deci avem ăsta de aici să fie egal cu pe rând fiecare sau celălalt era cu fiecare. Da? Ca să fie măcar un element. Un element comun. Da, un element. Un singur element. Da. Atunci, trebuie să întâmple 3x să fie egal cu 3x plus 1 sau 3x să fie egal cu 3x plus 2 sau 3x să fie egal cu 3 cu 4x plus 6. Asta ar fi o situație, ca să avem un element comun. Sau, mai am o altă situație, 6x plus 2 să fie egal cu 6x plus 2 egal cu 3x plus 1 sau 6x plus 2 egal cu 3x plus 2. Iar 6x plus 2 egal cu 4x plus 6. Așa. Ei, prima, 3x egal cu 3x ăsta înseamnă 1 egal cu 0. Da. 1 egal cu 0 fals. Deci asta nu formulează nimic. Da. 3x se duc și vine 0 egal cu 2. 0 egal cu 2, fals. Fals, nici asta nu funcționează. Și aici, 3x fie 4x și ceva. Plus 6. Nici asta, nu e imposibil, nu? Nu e posibil. Da? Deci, fals. Deci de aici nu găsim nimic. Din coace. 6x plus 2 egal cu 3x plus 1. Hai să lucrăm pe asta. 6x plus 2 egal cu 3x plus 1. Scădem un 3x din ambii membrii. Da, nu știu. Da. Și rămân 3x plus 2 egal cu x minus 1. Și egal cu? X. 1. 1, atât, da. Scădem pe 3x. Deci egal cu 1. Adică 3x... 3x egal cu x. Nu, 3x plus 2 egal cu 1. 3 ori cât?
Și ceva și cu doi să facă unul fals. Fals, șmin. Nu se poate niciodată. Da, numele natural. Urmă, 6x plus 2, ne opun celălalt. 6x plus 2. 2, egal de 3x plus 2. Scădem un 3 de x. Un 3x, da. 3x plus 2, egal cu un singur cu 2. Scădem un 2 din ambii membri. Da. Și vine 3x egal cu 0. 3x egal. 3 ori cât se facă 0? A, 0. Un 0. Deci rezultă că x egal cu 0. Și am găsit o soluție. X egal cu 0. Și mai avem o variantă. 3x plus 2 este egal cu 4x plus 6. Nu? Facem, nu sunt sigur. Așa sigur nu putea să-l luăm. Deci vine și varianta aceea. 3x plus 2 să fie egal cu 4x plus 6. 6x plus 2. 3x, 6x plus 2, da. 6x plus 2 să fie egal cu 4x plus 6. Scădem din ambii membri un cine? Un 4x. Da. Și rămân 2x plus 2 egal cu 6. Scădem un 6 din... Un 2. Un 2 din ambii membri. Un 2 din ambii membri. Și vine, deci, vine 2x și... egal cu 4, nu? 2x egal cu 4 și e fapt. Ba da, x egal cu 2. Doar 2 fapt. Da, da, da. Și bun și asta. Da, dar a spus un singur. Păi sunt două soluții ca să ai un singur element. Pentru x egal cu 0 locuim și vezi ce se întâmplă. Pentru x egal cu 2 și iar se întâmplă. Tot câte un singur element vei avea în fiecare din cazul. Da? Hai să facem sinteza. La cardinal nu prea am înțeles. Adică... Cardinal, numărul de elemente. Da, adică A. Adică... Uite cum are cardinalul lui acestei puțin, știi cât ce înseamnă? Cardinalul acestea. Sau, da, cardinalul acestea să numeri câte elemente sunt. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deci cardinalul lui A lui egal cu 16. A egal cu 16. Asta înseamnă cardinalul. Numărul de elemente. Da. Numărul de elemente dintr-o mulțime. Fă sinteza. Să facem sinteza. Ajută-mă să facem sinteza, că nu știu ce a făcut, că am făcut multe chestiuni. Da, că multe. Da, sinteza orei. Sinteza orei. Și încearcă. Ce-a făcut? Despre mulțimi, da? Da, mulțimi. Mulțimi. Recapitulare. Mulțimi cu trei dumneavoastră. Intersectat. Moduri de a indica o mulțime. Da. Deci, moduri de a indica o mulțime. Adică se indică cum? Printr-o proprietate de caracterizare sau prin enumerare? Da. Deci, prin proprietatea de caracterizare și alta prin enumerare. Moduri de a indica o mulțime. Prin proprietate de caracterizare sau prin enumerare. Pe urmă am văzut operații cu mulțimi. Da. E vorba de reuniune. Intersecție. Intersecție. Și diferență. Și diferență. Și am mai făcut ce? Încă ceva. Descoperirea mulțimilor când cunoaștem niște condiții. A, da. Deci determinarea, determinarea mulțimilor. Mulțimilor. Când cunoaștem un sistem de condiții. De condiții. Adică cunoaștem reuniunea, cunoaștem intersecția, diferența, nu știu ce pe acolo și cine sunt mulțimile. Cam asta a fost, da? La revedere, dragilor! Pe curând! Mulțumim de toată inima, va, păie, că...